21 octombrie. Când dăm greș, nu te bucura de mine, vrășmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Chiar dacă stau în întuneric, totuși domnul este lumina mea. Mica șapte cu opt. Nimic altceva în afară de puterea divină nu poate regenera inima omenească și umple sufletele cu iubirea lui Hristos, care se va descoperi întotdeauna cu dragoste pentru cei pentru care a murit el. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credința, smerenia, cumpătarea. Când un om este întors la Dumnezeu, el capătă un nou gust moral, îi se dă o nouă putere de motivație și începe să iubească lucrurile pe care le iubește Dumnezeu. Dragostea, bucuria, pacea și o recunoștință inexprimabilă vor invada sufletul iar vorbirea celui binecuvântat astfel va fi Îndurarea ta m-a făcut mare. Psalmul 18 cu 35 Însă aceia care așteaptă să vadă o schimbare miraculoasă în caracterele lor, fără un efort hotărât din partea lor pentru a birui păcatul, vor fi dezamăgiți. Nu avem niciun motiv să ne temem în timp ce privim către Isus. Niciun motiv să ne temem că El poate să-i mântuiască în chip de săvârșit pe toți cei ce vin la El. Dar să ne teme neîncetat ca nu cumva vechea noastră fire să obțină iarăși stăpânirea, ca vrășmașul să nu inventeze vreo capcană prin care să devenim iarăși robii lui. Trebuie să ne ducem până la capăt propria mântuire în teamă și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi, voința și înfăptuirea după bunul său plac. Trebuie să creștem zilnic în frumusețe spirituală. Vom ieșua adesea în eforturile noastre de a copia modelul divin, Vom fi adesea nevoiți să îngenunchem pentru a plânge la picioarele lui Isus din pricina defectelor și greșelilor noastre. Însă nu trebuie să ne descurajăm. Trebuie să ne rugăm cu mai multă fervoare, să credem mai deplin și să încercăm iarăși cu mai multă statornicie să creștem într-o asemănare cu Domnul nostru. În timp ce manifestăm neîncredere în propria noastră putere, vom avea încredere în puterea răscumpărătorului nostru și vom aduce laudă lui Dumnezeu care este sănătatea înfățișării noastre și Dumnezeul nostru. Privind, trebuie să fim schimbați și meditând asupra desăvârșirilor modelului divin, vom dori să fim pe deplin transformați și reînnoiți după chipul purității sale. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu are loc acea transformare a caracterului și copilul mâniei devine copilul lui Dumnezeu.